Domnilor, frumoase, să știți că rămânem în continuare, pentru că vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în perioada 31 august, 4 septembrie, am sărbătorit cartea la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care s-a desfășurat la Chișinău după o pauză de 2 ani impusă de pandemie. Ediția 2022 a Bookfest Chișinău a marcat mai multe premiere și s-a bucurat de înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis. În această seară, în studioul nostru, este doamna Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale din Republica Moldova, președinta Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, pe care am onoarea și plăcerea să o salut cu mare drag. Vă zic, stimată doamnă, bună seara și bine ați revenit la Tăzaur TV, în platoul emisiunii Noi și Lumea. Bună seara, bine v-am găsit! Deci vreau să zicem că în 8 septembrie vom marca Ziua Mondială a Literaturii sau a Alfabetizării. Iată de ce vreau să vă întreb, credeți că moldovenii noștri, sau cel puțin credeți că oamenii au ajuns deja la concluzia că pentru a face față acestor timpuri e nevoie și de consum de literatură, e nevoie și de carte? Da, sunt sigur cu răspuns la această întrebare, fiindcă astăzi umanitatea, în general, cumva și internetul, ne creează conexiune cu fiecare și cu informația, și fiind conștient că pot supraviețui în această lume deloc simplă prin a te informa. Și doar o persoană bine informată poate avea o poziție civică, se poate descurca cumva unele probleme de viață, și de ce nu, pentru a-și educa copiii sau pentru a participa la instruirea lor în continuare. Credem că astăzi informarea și în special lecturarea devine un proces util și necesar pentru a fi în trend, zicem așa, cu tânăra generație, pentru a fi acolo unde sunt ei, inclusiv și în mediul virtual. Și lectura informației, și lectura în general, deja nu mai ține de suportul pe care se află informația. Este ea tradițională într-o carte, într-o carte științifică, într-o carte de biletristică, sau acesta este o carte electronică. Am înțeles. La Salonul de Carte a fost prezentă mai multe personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului și aici aș vrea să ne dați câteva nume, să ne dați dumneavoastră mai da, multe. Desigur că Salonul Internațional de Carte Bookfest 2022 anul acesta s-a organizat după un repaus de 2 ani. Respectiv a fost foarte divers, cu o participare a peste 30 de edituri din România și un număr de edituri din Republica Moldova. Dacă aș vorbi despre nume de referință din Republica Moldova în special, a zice aici de doamna Larisa Turea, Aliona Gratie. Desigur că fără nume de scriitori care astăzi sunt foarte vestiți aici pe teritoriul Republicii Moldova, cum este Teo Chiriac, maestrul Iulian Filip, domnul Aulean Silvestru, desigur că aici vin să adaug și domnul academician Mihai Cimpoi, care iată către acest frumos Bookfest și-a făcut și o vârstă de 90 de ani, dar și alți scriitori și parteneri atât a Bookfest-ului cât și a Bibliotecii Naționale, care au pus pe masa consumatorului de carte mai mult literatură care este necesară atât bibliotecilor cât și oamenilor care sunt iubitori de lectură și de carte.
A zis că au participat peste 30 de edituri din România și să-mi spuneți aici dacă au venit cu prețuri accesibile pentru oamenii noștri. Da, acesta și este avantajul unei ediții a Bookfest-ului la Chișinău, fiindcă în cadrul Bookfest-ului majoritatea cărților au fost cu o reducere 20%, astfel oferind posibilitatea consumatorilor de carte să procure, cât și bibliotecilor să procure cartea. Totodată, ideea Bookfest-ului la Chișinău și conceptul Bookfest-ului la Chișinău mai ține și de un alt avantaj pentru bibliotecile, în special din țară, când editorii din Republica Moldova nu achită pentru arenda spațiilor în cadrul târgului, dar ei se achită cu carte. Cartea care ei o donează în dependență de metri pătrați pe care îi preiau în arendă în acele zile, este destinată bibliotecilor din țară. Ea a fost deja transportată la Biblioteca Națională și deja începând cu săptămâna viitoare, această carte va fi distribuită în bibliotecile din țară. Ea a parvenit ca donație, respectiv credem că este o sursă destul de bună pentru ca bibliotecile noastre din țară să achiziționeze carte nouă. Într-adevăr. Limba română. Da. Asta vreau să zic. E un schimb de servicii atât de frumos, atât de necesar, aș zice eu. Dacă tot vorbeam despre Bookfest, despre acest târg, mai știm că au fost cărți exclusiv în limba română. Și asta îmi spuneți dacă e o noutate față de edițiile anterioare sau da, nu? A fost o ediție exclusiv carte în limba română. Ziceam că peste 30 de edituri din România care editează carte în limba română, dar și edituri de aici din Basarabia. Unul din motive ar fi că spațiul care a fost oferit Bookfest-ului a fost incinta Universității de Stat, Mediacor, și nu au avut spațiu suficient pentru mai multe edituri. Eu cred că Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret din primăvară, care este organizat de către Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă în luna aprilie, în fiecare an, va compensa acest moment și sunt sigură că în aprilie 2023 la Salonul Internațional de Carte va fi și carte în alte limbi, în afară de în limba română, dar și în alte limbi. Dar să spuneți, cărțile pentru copii au fost pus la loc de cinste? Desigur că atât Bookfest-ul, cât și Salonul Internațional pentru Copii și Tineret au la bază foarte multe edituri care pun în vânzare carte pentru copii, carte frumoase, carte foarte, zicem așa, atractivă ca conținut, dar și ca design. Și anul acesta, la fel, a fost foarte mult carte pentru copii, ceea ce face ca atât părinții cât și copiii să fie prezenți, dar și să procure cartea și să îmbogățească bibliotecile personale, cele de acasă. Și consider că aici vine o posibilitate pentru părinți chiar de a veni cu niște cadouri pentru copii și copiii pot cumva primi o carte, cadou de la un părinte. Zic că e un lucru frumos. Bookfest-ul îl putem vedea mai mult ca o metodă de promovare a cititului, a cărților, sau este o metodă de susținere a scriitorilor, a editorilor? Desigur că Bookfest-ul întrunește pe ambele. În primul rând, Bookfest-ul este un târg de carte. Un târg unde, cum am menționat anterior, poate fi procurată cartea și cu reducere. Totodată, o altă misiune a târgului este, desigur, că promovarea conținutului editoriale, dar și a editorilor și a autorilor. Acolo unde se întâmplă și foarte multe lansări de carte, întâlniri cu scriitorii și unde, zic eu, majoritatea autorilor se întâlnesc cu cititorii sau cu cei care deja au reușit să citească cartea pentru prima dată, se întâlnesc cumva față în față, pe prima linie, să zicem așa.
Acesta este un avantaj și pentru cititori de a interacționa cu autorii. Iată, acest avantaj l-au avut tinerii, cei interesați de literatura, în special istorică și politică, s-au întâlnit cu domnul Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a României, fost ministru de externe al României, dar și persoana care mai mulți ani a lucrat în diplomație, dar este și un profesor universitar istoric, iată că a fost un avantaj pentru cititorii noștri, viitorii istorici și tineri, să întâlnească cu excelența sa, domnul Adrian Cioroianu, la Târgul de Carte. Da, târgurile de carte sunt destinate și promovării autorilor și aceasta este evident. Se organizează multe evenimente care au ca idee, ca scop principal promovarea cititului, promovarea cărților, promovarea scriitorilor. Însă, cum credeți dumneavoastră, de ce mai e nevoie astfel încât să implementăm cititul la un nivel mult mai înalt, să promovăm cititul la un nivel mult mai înalt? Bine, credem că biblioteca este un institut social și trebuie să-și fiecare institut social trebuie să-și îndeplinească misiunea sa. Și biblioteca împreună cu bibliotecarul, având la dispoziție carte, desigur că zic și eu acum vorba maestrului Lean Filip, bibliotecarul pune în lucru cartea. Și de ce este nevoie? Fiindcă cititul este o realizare culturală, universală. Lectura cu siguranță a dezvoltat omul. Și noi, cei care am ajuns în secolul 21, trebuie să cumva să adaptăm lectura la noile tehnologii și noi să ne adaptăm cumva la aceste tehnologii, dar nici de cum să nu ratăm această șansă pe care o avem, să pierdem această realizare a omenirii, cum este lectura de carte. Suntem convinși că lectura a fost și rămâne un mare deliciu cultural, doar că noi și în special bibliotecarii trebuie să găsească forme noi pentru a promova și a altui, în special pentru tânăra generație, dragostea față de carte și față de lectură. Și cu siguranță aceasta va contribui la schimbarea noastră spre bine, schimbarea societății spre bine. Bine, și aici vreau să vă întreb, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să reușim noi, adulții, să ne păstrăm entuziasmul pentru citit? Fiindcă când vorbim de tânăra generație sau vorbim de școlar, vor ei sau nu vor, voluntar sau involuntar, au de răsfoit câteva cărți, au de citit câteva cărți, însă adulții mai puțin. Bine, referitor la adulți, bine, adulții au cumva poate mai multe griji și grija chiar și pentru acel copil să-i procure o carte și mai repede vrea procura o carte copilului decât sine. Dar iarăși revin, dacă noi ne dorim să fim egali cu tinerii, să ne putem cumva supraviețui alături de tânăra generație, să putem înțelege schimbările care se întâmplă astăzi în comunități, lectura este un mod de a înțelege lumea. Și motivația vine, cred eu, că și poate fi și la locul de muncă, dar motivația vine din interiorul persoanei și atunci când noi, fiind o comunitate care tinde și are niște aspirații de dezvoltare, de europenizare, cu siguranță trebuie și să ne delectăm cu lectura pentru a supraviețui și a fi în rând cu semenii noștri cei psihotare. Credem că acesta este o motivație personală, dar aceasta se poate întâmpla des și pentru persoane mai adulte și să aibă o dorință și, desigur, că instituțiile culturale care au drept scop promovarea acestor valori să-și facă lucrul.
Și cu siguranță un om care nu a citit va întinde mâna după o carte. Sau noi, cei care, de exemplu, lucrăm în domeniu, să ne îngrijim de unele, zicem, persoane mai vulnerabile, până de a lucra și cu cei care se află astăzi privați de libertate, de le aduce mai aproape cartea și poate cartea să schimbe pe cineva și să schimbe destinul cuiva după o carte citită. Și aceasta cred că ne-ar face și pe noi mai fericiți. Acum aș vrea să trecem la un alt subiect, pentru că știm că de curând ați revenit din România și vreau să ne spuneți ce ați făcut acolo. Da, la invitația Asociației Bibliotecarilor din România, un grup de bibliotecari din Republica Moldova, membrii ai Asociației Bibliotecarilor de la noi, dar și angajați ai Bibliotecii Naționale, am participat la ediția 2022, care a fost găzduită de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru noi, cei din Republica Moldova, desigur că a fost o responsabilitate majoră, am reprezentat domeniul, am avut și teme comunicări diverse pentru a informa bibliotecarii din România cu noutățile care se întâmplă în Republica Moldova și cu ce ne ocupăm noi aici, începând de la programe, proiecte, dar și realizările noastre. Totodată, în cadrul acestei conferinții, am reușit să participăm la lansări de carte, cum este Mircea Regneală, contratat de Biblioteconomie, 5 volume. Am mers la teatru, am participat și acolo la lansări de carte, am vizionat serii la teatru, cât și am reușit să avem un program cultural foarte divers, în special vizitarea mănăstirilor Putna, Sucevița și Dragomirna. Deci activități frumoase, activități culturale. Da, cu încărcătură spirituală extraordinară și iată, la aceste mănăstiri voievodale am reușit să facem cunoștință și cu bibliotecile mănăstirești. Am reușit să intrăm în colecțiile de carte vechi și rar din mănăstiri, să facem cunoștință cu bibliotecarii din mănăstiri, să vizităm bibliotecile și condițiile de păstrare a manuscriselor, ziceam, de pe timpul Ștefan cel Mare, care, iată, au ajuns până astăzi. Ce emoții ați trăit în acele Bine, momente? Bine, am trăit emoții de, zicem așa, spirituale și cumva ne-am simțit foarte fascinați că chiar ne-a reușit să ajungem și la mormântul Sfântului Ștefan cel Mare. Pe lângă asta am reușit să comunicăm cu persoane sau preoți din aceste edificii de cult, să facem schimb de opinii, să comunicăm cu bibliotecari de peste Prut și încă o dată să înțelegem importanța Sfântului Ștefan cel Mare pentru protejarea creștinismului, cel care a stat la, zicem, a construit biserici și mănăstiri creștine pe locurile Moldovei istorice și cel care a știut să oprească invazia religiei musulmane în spațiul european, practic a stat la granițele Europei și a știut să lase după sine, iată, aceste mănăstiri și biserici care au ajuns până astăzi, care sunt păstrate foarte bine, care au rezistat în timp, atât ca credință, cât și ca arhitectură, și noi am reușit totuși să le admirăm. Pentru mine acesta a fost și un program cultural foarte, foarte intensiv, așa, pe parcursul a 3 zile. Zic că am crescut în aceste zile. Deci e un gen de hrană spirituală și, exact, și nu doar. Exact. Eu cred că fiecare creștin are nevoie de acest aliment spiritual, cum este să mergi într-adevăr la o mănăstire, la o biserică creștină de epocă, cu atât mai mult, și să fii conștient că
ea a fost construită de către strămoșii noștri, s-au îngrijit de religia creștin-ortodoxă și iată, noi astăzi putem respira cu această bunătate creștină și cu acest suflu care se păstrează în bisericile și mănăstirile de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Frumos! Pentru ziua de joi, 8 septembrie, când marcăm Ziua Mondială a Cărții sau în unele calendare o găsim cu altă denumire, spuneți-mi dacă aveți programate unele activități. Biblioteca Națională și pe parcursul acestei săptămâni pune la dispoziția consumatorilor de carte o gamă întreagă de expoziții. Încă se mai păstrează expoziția consacrată 190 de ani a Bibliotecii Naționale cu participarea în colaborare a Agenției Naționale Arhivelor, care pentru prima dată pune la dispoziția utilizatorilor cărți, inventare, condici, cele care ne vin ca mărturie istorică, că începuturile Bibliotecii Naționale sunt într-adevăr la 1832. La etajul 2, în cadrul Bibliotecii Naționale, avem prezentă pentru public o expoziție extraordinară de carte consacrată atât viața opera, dar și despre Mihai Cempoi la 80 de ani. Dacă vom ridica la etajul 3, avem ediții noi periodice, o expoziție, cât și în cadrul Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare, iarăși avem o expoziție foarte diversă pe tematica pro-europeană, dar și avem și alte tipuri de expoziții care pun în valoare cartea, informația, colecțiile Bibliotecii Naționale, astfel facilitând accesul utilizatorului la carte și la informații. La fel, avem o gamă întreagă de excursii pentru diferite categorii de utilizatori, începând de la copii de grădiniță, la Muzeul Cărții, la un atelier scris cu pană de gâscă și până la o prezentare a colecțiilor Bibliotecii Naționale, cei care sunt mai închise, mai dosite de către vizitatori. Deci, pentru data de 8, Biblioteca Națională pune la dispoziția chișinăuienilor, vizitatorilor Chișinăului, tot ce are mai frumos biblioteca, colecțiile sale, dar și serviciile pe care le pune la dispoziția. Foarte frumos! Și la final de interviu, repejor, vreau să trecem în revistă și revista. Da. Revista Moldova, pe care o aveți lângă dumneavoastră, în ediția căreia știu că a fost editat și un articol despre Biblioteca Națională, dar vreau să ne dați dumneavoastră mai multe detalii, cu siguranță le cunoașteți mai bine. Este cumva cea mai longevivă revistă din Republica Moldova? Da, astăzi revista socioculturală Moldova a ajuns la vârsta de peste 60 de ani. Cumva a supraviețuit tuturor politicilor, regimurilor și tot felul de guvernări care s-au mai întâmplat pe parcursul acei 60 de ani. Desigur că ea și-a îmbunătățit conținuturile, la fel a devenit o revistă cu o ținută editorial poligrafică foarte, foarte bună și conținuturile despre care vorbeam pe interior. Este o revistă care pune în valoare cultura, arta, civilizația țării, o carte de vizită a vieții social-culturale de la noi și, desigur, cum ați menționat și dumneavoastră, această revistă, iată că în numărul acesta pune în unul din articole, este un articol consacrat 190 de ani a Bibliotecii Naționale, bine gândit, cumva și conceptualizat de către echipa de redacție. Eu mă bucur mult că ne regăsim ca instituție de cultură într-o astfel de revistă. Îndemnă și
consumatorii de informații, inclusiv și pe data de 8, să meargă în chioșcuri să o procure după posibilitate. Așa. Asta da. Vreau să vă întreb, unde da. Se găsește? Da, ea se găsește în chioșcurile din Chișinău și din țară, poate fi procurată sau consultată la Biblioteca Națională. Veniți, vă faceți un card gratis la Biblioteca Națională și răsfăiți numărul acesta, dar și numerele anterioare sau chiar puteți cumva consulta toată colecția revistei Moldova pe parcursul acestor 60 de ani, ca într-adevăr împreună să descoperim cum ea s-a dezvoltat ca conținut, dar și ca revistă social-culturală. Stimată doamnă, iată pe această undă frumoasă, țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației, că ne-ați adus cumva pe tavă, atât nouă cât și telespectatorilor, aceste informații utile. Vă dorim mult succes în continuare și până la noi revederi, căci cu siguranță vor fi încă multe alte subiecte frumoase care merită să fie puse în discuție. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă aștept pe toți la Biblioteca Națională. Acolo, așa, unde ne toți vom merge la Biblioteca Națională.